Foarte puțin. Și cu sacru câștigă. Câștigă. Dar în clipa în care a ajuns la sacru, mie Maica Domnului, mă rugasem cu limba la Maica Domnului, mi-a dat secretul. Nu spui niciun cuvânt al tău. Toți vorbiseră despre securitate. Toți. Vieru chiar a mai vrut să vorbească odată. Asta m-a și ajutat. Că a vrut să vorbească încă o dată, să mai spună o chestie cu când trebuiau să dea note și nu știu ce. Toți aveau ce aveau cu limba. Limba română. Era evenimentul cel mai mare. Și la un moment dat, eu știam un articol, era foarte complicat articolul ăsta, din ziarul Timpul, care era puțin cunoscut în vremea respectivă. Era scris în 1878. Da, începea așa. Domnilor, nimic nou sub soare. Ceea ce se petrece astăzi s-a petrecut de multe ori în timp. Dar când elementele sănătoase s-au arătat hotărâte, răul s-a făcut nevăzut de frică și de rușine, iar cei amăgiți s-au pocăit și s-au întors pe căile drepte. Pentru că domnul Glăvan n-a fost aici. Nu știe că eu folosesc acum cuvintele lui Mihai Eminescu dintr-un articol scris în ziarul Timpul. Mă gândeam cei de acolo. O să zică, domne, a nebunit deosebit. Zic, deci, cei amăgiți s-au pocăiți și s-au întors pe căile drepte. Și dacă noi astăzi vrem să scăpăm de relele cu care ne luptăm, trebuie să scăpăm de telefon. Și să scăpăm de telefon. Vă rog să nu mai răspundeți la telefon în timp ce vorbesc eu. Deci, dacă vrem să scăpăm de relele cu care ne luptăm, trebuie să ne arătăm hotărâți. Pentru ca fiii noștri să nu cadă victimă legii trădătorilor de țară, celor ce se trudesc să curme dezvoltarea noastră națională și să facă pe pământ românesc un stat cosmopolit. Nu mă refer la partidele politice. O țară care există de sute de ani nu are aș mulțumi existența de la niște partide care sunt de ieri, de la altă ieri. Lupta care urmează este pentru românitatea țării noastre. Cei amăgiți să ne întoarcem. Se vorbește pe telefon, nu? Dincolo de graniță. Zice. Nu mă refer la partidele politice, o țară care există de sute de ani, nu are aș mulțumi existența de la niște partide care sunt de ieri, de la altă. Fantastic. Ca să stai. Lupta care urmează este pentru românitatea acestei țări. Toți românii, toți oamenii cum se cade, să ne dăm mâna să scăpăm țara de primejdie. În unire e puterea noastră. Și am mai spus glosa. Glosa pe care precis o știți și dumneavoastră, dar hai să încercăm să o spunem împreună. Nu împreună la modul concret, dar să o gândim. Vreme trece, vreme vine. Toate sunt vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă. Ce e val, cavalul trece.
de te îndeamnă, de te cheamă. Tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte, n-auzi, ne sună multe. Cine ține toate minte și ar sta să le asculte? Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine, când cu zgomote deșarte vreme trece, vreme vine. Nici înclinea e limbă, recea cumbăna gândirii, înspre clipa ce se schimbă pentru masca fericirii, ce din moartea ei se naște și o clipă ține poate. Pentru cine o cunoaște? Toate zbei și nouă toate. Privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui, joace unul și pe patru, tu totuși tu ghicive echipui și de plânge te se ceartă, tu în colț petreci în tine și înțelegi din a lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt a firei două fețe, vede în capăt începutul și ne știe să repete. Tot ce a fost, ori o să fie, în prezent le avem pe toate. Dar de-a lor zădărnicie te întreabă și socoate. Căci acelorași mișoace se supun că de există. Și de mii de ani încoace, lumea e veselă și tristă. Alte măști, aceeași gamă. Alte măști, aceeași piesă. Alte guri, aceeași gamă. Amăgit aceie atât de adese. Nu spera și nu ai teamă. Nu spera când vezi mișeii la izbândă făcând punte. Doar între cenătărăii de-ai fi cu stea în frunte. Te amânai că ta vor iarăși între dinșii să se plece. Nu te prinde lor, tovarăși, ce e valul, ca valul trece. Cu un cântec de sirenă lumea întinde luci în mreje, ca să schimbe actorii în scenă, te momește, învârteje, tu pe alături te strecoare, nu băga nici chiar de seamă din cărarea ta afară, de te îndeamnă, de te cheamă, de te ating, să feri în laturi, de culesc, să taci din gură, ce mai vrei cu atale sfaturi, dacă știi a lor măsură, zică toți ce vor să zică, treacă în lume cine o trece, ca să nu îndrăgești nimică, tu rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece. De te îndeamnă, de te cheamă, ce e val, că valul trece. Nu spera și nu ai teamă. Te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine. Toate-s vechi și nouă toate. Vreme trece, vreme vine. Acest moment, vine Grigore Vieru la mine, că-l cunoașteți. Vine lume răvășit de emoție, mă ia în casa scării și îmi spune, Eusebiu, n-am fost pregătit pentru astfel de emoții. Uite, și bagă mâna în buzunarul de la piept și scoate 200 de dolari. S-a înverzit clipa la mine. Și zic, ce-ți face? Eu n-am luat bani niciodată pentru... Și zic, ce fac cu ăștia? Zice, nu sunt bani, Eusebiu, sunt sentimente. 100 pentru Puri și 100 pentru tine. Am luat banii.